în cazul dacă guvernul de la Chișinău, împreună cu majoritatea parlamentară, ghidați de unele forțe din afara țării, vor încerca să se implice într-un conflict regional, vor încerca să destabilizeze situația din Republica Moldova, atunci, în calitate de președinte al Republicii Moldova, împreună cu poporul țării noastre, vom fi nevoiți să demolăm această guvernare prin toate acțiunile posibile, inclusiv prin convocarea Marii Adunări Naționale, proteste non-stop. Noi nu vom permite nici într-un caz implicarea Moldovei în aventuri militare regionale. Eu sunt pentru și voi face tot posibil să asigurăm pacea în Republica Moldova.